răul din inimă prin sfânt sânge al lui Iisus. Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei tu să învingi răul din inimă prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minun face sângele mielului. E puterea ce minun face prin sfânt sângele al lui Iisus. Din păcat prin sfânt sângele al lui Iisus. Vin la Calvar și vei fi vindecat prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minun face sângele prin scump sângele al lui Iisus. Vrei să fii al mai alb ca zăpada prin sfânt sângele al lui Iisus. De orice scap viață vei afla prin sfânt sânge al lui Iisus. Ascultă-ți să cântăm. Puterea ce minun face sângele mielului. E puterea ce minun face prin scump sângele al lui Iisus. E puterea, e puterea ce minun face sângele mielului. E puterea ce minun face prin scump sângele al lui Iisus. E puterea ce minun face sângele. Slavă Domnului! Oh, cât de nepătruți,
aș pleca. Tu ești mereu cu mine, cu tine chiar și noaptea este o zi. Cu tine nu voi fi, nici când am de rușine, căci mâna ta mă va călăuzi. De la să închidem ochii și să lăudăm prin rugăciune. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Domnul nostru. Tu meriți toată lauda, toată slava, toată gloria, Doamne. Noi am venit să ne închinăm înaintea Ta, să-ți mulțumim că Tu ești Domnul slavei. Ești Cel ce primești toată lauda în ceruri și pe pământ, Doamne. Îngerii se închină înaintea Ta. Arhanghelii Te laudă pe Tine, Doamne. În fața Ta se închină cei 24 de bătrâni și făpturile vii, Doamne, și aruncă cununile înaintea Ta. Cerul întreg îți aduce laudă Ție, Doamne, biserica de pe pământ. Ne-am adunat, Doamne, ca să-ți lăudăm numele Tău, să ne închinăm înaintea Ta, pentru că Tu ești Domnul vieții, Tu ești capul bisericii, Tu ești Domnul vieților noastre, Doamne. Noi vrem să Te declarăm în seara aceasta Domnul și Dumnezeul nostru, să cerem iertare, să cerem îndurare, să Te rugăm să ai milă de noi, Doamne, și să ne binecuvintezi. O, Doamne, binecuvintează întâlnirea noastră, binecuvintează poporul Tău, binecuvintează moștenirea Ta, binecuvintează copiii, Doamne, din adunare, bătrânii, binecuvintează bărbații și femeile, binecuvintează slujitorii Tăi, binecuvintează, Doamne, pe cei ce vor cânta, pe cei ce Te laudă pe Tine, Doamne. Ne lăudăm, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești Domnul slavei. O, gloria să Te împodobească pe Tine. Ajută-ne, dar, să Te iubim. Dă-ne, Doamne, îndrăzneală să ne deschidem gura larg, să Te lăudăm pe Tine. Tu ești Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Te laudă inima și sufletul nostru Te preamărește, Doamne. Te lăudăm că și ne iubești, Doamne. Ți-ai plătit prețul, Doamne, pentru noi. Ți-ai dat viața, îți mulțumim. Laudă numele Tău. Sfânt, sfânt, sfânt este numele Tău cel sfânt. De aceea Te rugăm, Doamne, să Te înduri de noi. Coboară-Te în adunare, Doamne, și cercetează-ne prin Duhul Sfânt, Doamne. O, mărire Ție, Doamne, frățește-ne cu sângele Tău cel Sfânt, Doamne, și revarsă, Doamne, din izvoarele vii, care curg de sub tronul casei Tale, căci dorim să ne adăpăm, Doamne, din apa vie, să primim puteri noi, Doamne,
ducem lupta până la capăt, până în ziua când ne vei chema la tine acasă. Îți mulțumim că ne ascult rugăciunea, pentru că ești plin de îndurare, ești plin de bunătate, de laudă inima și sufletul nostru. Glorie, glorie, onoare Dumnezeu! Aleluia, aleluia! Treci de la inimă la inimă, Doamne, în cercetarea poporului, Doamne, ne înviază, Doamne, pe toți cei ce cheamă numele Tău, Doamne, și ajută-ne să Te lăudăm pe Tine, pentru că Tu ești Cel ce meriți toată lauda, slava și cinstea, acum și în vecii vecilor. Aleluia, aleluia, amin. Haideți să continuăm să cântăm încă o dată. Te laud, te laud, te laud că ți-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud că numai Tu ești Dumnezeu. Merită să lăudăm pe El din toată inima. Acela care este mare, acela care este bun, sfânt și drept, acela a promis și a împlinit făgăduința pentru biserica Lui, pentru copiii Lui, versetul de aur pentru luna aceasta pe care Biserica Philadelphia îl are. Este un verset prin care noi înțelegem că El și-a împlinit făgăduința. De aceea rog să fie afișat pe cele trei scriduri și împreună să rostim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și puterea Duhului Sfânt să umple inimile noastre, ca să ne umplem de pace, să ne umplem de bucurie, să fim buni, să fim drepți, să fim sfinți, să fim ca El, să putem să-L lăudăm din toată inima. El merită să fie lăudat. Haideți dar împreună să rostim acest cuvânt. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, amin. Haideți acestui Tată să continuăm să ne închinăm în laudă, ocupați locurile și grupul de laudă continuă să mai cânte pentru slava Domnului și apoi fratele Traian ne va conduce într-o rugăciune, să facem o rugăciune specială, să ne rugăm pentru cauze, pentru probleme, pentru bolnavi, pentru biserică, pentru tineretul casei, pentru slujitori, pentru bătrâni, pentru văduve și orfani, pentru misionari, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca numele Lui să fie înălțat. Amin. Vreau să spun Cel ce-s fapt, Eu sunt tare în Hristos, Cel sărac Eu sunt bogat, iar celor sunt sănătos. Vreau să spună, vreau să spună Cel ce-i slab, Eu sunt tare în Hristos, Cel sărac Eu sunt bogat,
iar celor sunt sănătos. Osana, Osana, mielul lui ce-a fost junghiat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Tot ce-a fost rău și murdar, mi-ai spălat. O cântare așa de frumoasă despre care zicea că Osana, Osana, lui Iisus care a fost junghiat și a înviat, mărire lui Dumnezeu. Dacă a murit, nu a rămas în rândul celor morți, nu a rămas într-un cimitir și noi avem o nădejde vie în acelea în care a înviat, mărire lui Dumnezeu. Datorită învierii Lui, noi suntem astăzi în locul acesta. Datorită învierii Lui putem să avem o nădejde al mântuirii. Datorită învierii Lui putem să avem o nădejde că odată vom fi în locul unde este promis. Căci toți aceia care vor căuta ca să calce pe urmele Lui vor putea ajunge acolo la acel loc promis de Dumnezeu. Glorie Lui Dumnezeu! Am vrea ca în această seară sau după masă, nu am vrea ca să ne lipsească din inimă această puternică credință pentru a crede în El, pentru ca să fim înaintea lui Dumnezeu oameni puternici în credință, ne lăsându-ne plutind încoace sau într-o parte și alta de mulți curenți străini care pot să vină oricând, oriunde și la oricine. Pentru că aceștia curenți străini, cum auzeam de dimineață, nu vine doar numai din partea oamenilor, nu avem treabă cu oamenii. Aceștia vin în luptă din partea celui rău, din partea diavolului, din partea vrășmașului, care ia anumite persoane în mână și le folosește pentru a ataca, pentru a distruge, pentru a căuta ca să slăbească credința celor care au credință în Dumnezeu. În această puternică luptă noi astăzi suntem. Dar mulțumim lui Dumnezeu
că ne-a dat biruință și ne-a spus că El veghează asupra vieții noastre și așa după cum este cuvântul lui Dumnezeu, zice, nu ne-a ajuns nicio ispită. Și vă rog foarte mult ca să luăm aminte la acest verset din Romani. Nu ne-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Dar odată când a venit ispita, ce zice cuvântul Domnului, Dumnezeu a pregătit și locul de ieșire din ea. Va să zic că chiar dacă acceptă Dumnezeu locul în care să devenim ispitiți, împrejurarea prin care să devenim ispitiți, Dumnezeu pregătește și ușa să ieșim din ea. Acum, ce este important? E rău că intrăm într-o ispitire sau într-o ispită? Este problema să știm unde este ușa de ieșire din ispită, din acele împrejurări. Unde este? Dacă îl vom lua alături pe Iisus Hristos, El ne va lumina și nu ne va lăsa să fim ispitiți, ci vom avea în vedere că aceea măsură de ispită nu va veni în măsura în care să ne doboare, să ne strice credința, să ne strice nădejdea, ci este într-un echilibru. Nu o lasă Dumnezeu fără echilibru cu puterea noastră. Nu o lasă fără echilibru cu ceea ce putem noi să rezistăm, ci El o ține într-un balans foarte echilibrat și atunci când noi nu mai putem, El vine în ajutorul nostru, glorie lui Dumnezeu. Având această vie nădejde că El este în ajutorul nostru, aș vrea să credem că la orice nevoi din viața noastră, boale, necazuri, strâmtorări, ispite adesea, multe probleme cu care avem de înfruntat, El este lumina noastră, El este tăria noastră, ajutorul nostru, pentru că El ne-a promis și ce ne-a promis, El se ține de promisiunile și de toate promisiunile care le-a făcut. Eventual se întâmplă momentele dificile la noi. Dacă noi ne ținem nu numai de promisiunile care le facem înaintea lui Dumnezeu, ci și de cuvântul lui Dumnezeu, căci într-adevăr, dacă am urmărit firul vieții noastre, am putea spune că am făcut anumite hotărâri, juruințe înaintea lui Dumnezeu, să nu ne luăm în socoteală timpul în care n-am avut nicio problemă, ci să ne ducem în urma vieților noastre atunci când am avut cele mai mari încercări, atunci când am avut cele mai mari obstacole, atunci când am avut cele mai mari dificultăți, atunci când poate cineva drag al nostru, ori poate că a fost bolnav, ori poate că a fost gata să moară, ori poate cine știe în ce împrejurări triste, grele, mari de tot, au trecut peste viața noastră. Ce am vorbit noi atunci, înaintea lui Dumnezeu? Ce am vorbit noi atunci, înaintea lui Dumnezeu? Dar să luăm aminte că ce am vorbit atunci înaintea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, stă scris tot ce am vorbit, mărirea lui Dumnezeu. Dar va veni o vreme când tot ceea ce am vorbit, bine sau rău, am adus la îndeplinire, mai mult sau mai puțin, va fi o vreme când vom da socoteală. Dragii mei, dacă dorința noastră este că atunci când vom da acel măreț minunat, acel glorios examen prin care să zicem, veniți binecuvântații Tatălui meu de intrați în locul care v-a fost promis, mărirea lui Dumnezeu, când vom trece aceea perioadă sau pentru aceea perioadă, pentru noi răsună vremurile de acum. Ce facem noi acum ca atunci să ni se spună aceste cuvinte? Dorim ca bunul Dumnezeu să rămână tărie, sprijin, ajutor și mântuire pentru noi. Dragii mei, datorită timpului, nu mă duc mai departe, aș vrea să ne ridicăm în picioare și vom face o rugăciune pentru cauze. Consider că, nu știu dacă cineva este în locul acesta care este prea fericit și nu are nicio problemă în viață. Dar și acela care nu are nicio problemă în viață, totuși are o ispită. O ispită măcar o are. Și atunci, dacă am întrebat cine are probleme să ridice o mână, cine n-ar ridica mâna? Eu cred că toată adunarea am fi cu mâna pe sus. Dragii mei, iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt
să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui. Sămânță a robului său Avram, copii al lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. Amin. Dragii mei, fiind întăriți și împuterniciți de puterea Lui Dumnezeu, de Duhul Lui Dumnezeu, având în noi, cred că fiecare am venit și în locul acesta, având în inima noastră o puternică credință, căci venind în locul acesta, avem o frumoasă întâlnire cu Mântuitorul nostru, mărirea Lui Dumnezeu. Avem o minunată întâlnire cu Cel care poate să dea izbăvirea și ajutorul. De aceea vrem să ne închinăm înaintea Lui și să aducem problemele noastre. Noi știm că de dimineață a fost citită aici o listă pentru cei care misionează. Eu aș zice, toți acei ce misionează, mânați de Duhul Sfânt, mânați de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i călăuzească, Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să-i însoțească lucrările ce le fac în numele Domnului cu semne și minuni. Pentru că în vremea de acum, mai mult parcă ca orice când, este nevoie de semne și minuni. De ce oare? Pentru că suntem într-o împrejurare când astăzi mulți nu numai că caută semnele și minunile, dar aș vrea să spun, sunt mulți care aleargă pe cărări rătăcite. Întoarcerea lor la Dumnezeu se poate face printr-un semn, printr-o minune și printr-o lucrare deosebită. Aș vrea să ne rugăm Domnului pentru tinerii adunării care, după cum am înțeles, săptămâna viitoare sau de duminica viitoare încolo, vor pleca în camp. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să-i călăuzească, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, să-i însoțească acolo unde vor fi. Și acolo unde vor fi, întotdeauna, în imaginea lor, în mintea lor, în gândul lor, să fie acest gând bun. Iisus este cu ei, mărirea lui Dumnezeu. Și un alt lucru pe care aș vrea să nu uite nici ei, Iisus ne vede, oriunde vom fi, Dumnezeu să ne întărească. Dacă cineva are anumite caze și ar vrea ca să ni le aducă în fața adunării cu nominalizare, vă rog foarte mult să ni le spuneți. Dacă nu, printr-o ridicare de mână. Dragii mei, ne vom ruga Domnului și pentru biserica noastră, ca Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste adunare. Ne vom ruga Domnului peste familiile bisericii, ca Duhul lui Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui cu pace și sfințire. Cu pace și sfințire în orice familie, fără aceste două elemente foarte, foarte necesare în viața omului, zice cuvântul Domnului, nu vom putea vedea pe Dumnezeu. De aceea vrem să ne rugăm pentru aceste două elemente să fie găsite în fiecare familie și Domnul Iisus să lase harul Lui și binecuvântarea Lui peste toți dinpreună. De aceea cu toții ne închinăm Domnului, așa cum stăm în picioare. Amin.
tărie, mânghie și pace. Ocupați locurile, vă rog. Am dorit ca să dăm loc la punctele care le avem în mijlocul nostru și dorim ca să binecuvinteze Domnul Iisus fanfara, să fie o fanfară din aceea ca instrumentul lui David atunci când a început să sune, din instrument nu mai puteau să stea duhurile necurate peste Saul. Și a trebuit ca Duhul lui Dumnezeu să le alunge acele duhuri și Domnul să-i binecuvinteze cu așa har din partea Domnului. Am dorit, întrucât avem în mijlocul nostru două misionare, două surori, familia Roman este binecuvântată cu o bucurie mare. Din nou, surorile Roman sunt în mijlocul nostru, venite din Timișoara, dacă nu se supără, vă rog să vă ridicați. Domnul să vă binecuvinteze, vă zicem un bun venit din nou în mijlocul familiei noastre, că acum noi vă socotim, odată ce mare parte din familia Roman, ocupați loc. Odată ce mare parte din familia romană este în mijlocul bisericii, înseamnă că și dumneavoastră faceți parte din familia noastră, din biserica Philadelphia. Nu Elim, Philadelphia. Elim e dincolo de graniță. Mulțumim Domnul să vă binecuvinteze. După fanfară, dorim ca Domnul să le binecuvinteze pe surorile Roman, ca să cânte o cântare pentru gloria Domnului, după care grupul de laudă să laude pe Domnul. În urmă, corul poate, da? Ok, îl vedeam pe Teofil mai rar, mai încolo. După surorile și după grupul de laudă, corul cu altă cântare. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să avem o inimă bună, să ascultăm cuvântul Domnului. Thank you.
Mulțumim Lui Dumnezeu că suntem aici după 4 ani și mai mult decât atât mulțumesc că vă găsesc la fel de minunați. E așa de minunat când vii în sânul bisericii și ești așa de frumos primit. Aș vrea să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus și aș vrea ca harul Său, binecuvântările Lui, cerești și pământești, să se odihnească peste dumneavoastră în fiecare zi și în fiecare clipă. Amin. Cu cine aș putea să te aseamăn? Cu cine aș putea ca să te schimb? Căci ce ființă ar mai fi sub soare să se jertfească cum tu te-ai jertfit? Și cine ar putea să înțeleagă atâta cât tu astăzi înțelegi? Și cine ar putea ca să iubească atât cât tu, Iisuse, azi iubești? Și cine ar putea să dea pace atâta cât, Iisus, tu astăzi dai? Și cine ar mai putea să dea iertare și siguranța strămutării în rai? Cine poate atâta siguranță să-mi lase atât sufletul stingher și-n deznădejde să mă întărească, să întindă mâna să mă apuc de el? Și cine atunci când boala mă doboară și rana mea nu mai găsește leac, cea mai sfântă haină albă atunci când El, Iisus, va fi chemat să zică fiu și fiică îndrăznește că boală iară eu să nu am lea, credință tu să ai și biruiește, ridică-ți patul, azi ești vindecat. Dacă astăzi tu vei recunoaște că nimeni altul n-ar putea să-ți dea iubire, har și pace, mângâiere decât Iisus Hristos în mila Sa, tu vei avea pe veci de veci cu tine pe cel ce-a fost și va rămâne. Crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-a mea păcat, sunt întâlnit de durerea. Fix.
răscumpărat. Amin, slavă Domnului. Facem câteva anunțuri importante. În primul rând, doresc să vă salut pe toți, să vă spun bun venit la Casa Domnului, la Biserica Philadelphia. Este cel mai bun loc pe care l-ați putut alege. Aici este prezent Domnul și noi am venit să ne întâlnim cu El. Ne întoarcem ochii, privirile, ne uităm de jur împrejur și zicem, Doamne, deschide-ne ochii să Te vedem pe Tine. Amin? Vrea cineva să-L vadă pe Domnul? Vrea cineva să-L vadă pe Domnul? Amin.
Două nopți în urmă m-am visat că eram aici la Philadelphia. Foarte interesant. Nu mi s-a întâmplat treaba asta. Și eram undeva în partea aia și erau destul de mulți aici. Și am văzut pe culoar, venea așa un alai și în frunte era Domnul Iisus, îmbrăcat așa într-un veșmânt alb. Și a venit și a pășit blând și smerit, cum îl știm noi din Scripturi. Și a privit așa în jur și s-a oprit undeva în mijloc. Așa cum spune cuvântul că Domnul stă în mijlocul laudelor poporului Lui. Eu cred că El vrea să ne cerceteze. Eu cred că El vrea să fie în mijlocul nostru. Și focusul nostru, atenția noastră, privirea noastră, dorința noastră e să-L găsim pe El, să ne întâlnim cu El. Amin? Să ne rugăm, frați și surori, în sensul acesta. Și Domnul să se descopere prin cuvânt, prin cântare, prin tot ce se face aici. Așa deodată El poate să se descopere sufletului tău, vieții tale, să-L vezi, să-L simți, să te umpli de bucurie, de pace, să te duci acasă schimbat. Măi, L-am văzut pe Domnul acolo. Am simțit, era acolo, a venit până lângă mine, m-a atins. M-a atins. Și El vrea să ne atingă, să ne curățească, să ne sfințească. Sfințește, Doamne, ființa mea, era cântarea grupului, să pot să stau înaintea Ta, că altfel nicio șansă nu am. Și apoi să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. A făcut o lucrare așa de mare pentru noi. E așa de plăcut să ai asemenea vise și ar fi extraordinar să fie adevăr, să se întâmple în adunare. Doamne, cred că așa s-ar întâmpla de multe lucruri aici deodată. Bolnavii s-ar vindeca, Duhul Domnului ne-ar umple, ne-ar cuprinde pe toți. I-am cânta, am plânge de bucurie, ne-am întinde, să-i atingem pola haine, zicem, Doamne, ce bine e în prezența Ta, ce bine e cu Tine, Doamne. Doamne, nu ne mai uităm la ceas, vrem să stăm aici cu Tine. Domnul să ne ajute la aceasta. Ați ales cel mai bun loc să veniți aici. Vreau să vă spun, așa cum a fost hotărârea de la începutul anului, de astăzi până sâmbătă, se spunea și de dimineață, Biserica Philadelphia, vom continua să avem o săptămână de post, împletită cu rugăciune pentru cei care pot în fiecare zi să stea în post și în rugăciune. Poate cineva mai are inima să-și o deschidă Domnului în săptămâna care vine. Dacă n-ai făcut-o până acum, alege o zi din săptămână. Intră în post înaintea Domnului. Împletește postul cu rugăciunea și stai înaintea Domnului pentru tine, pentru casa ta, pentru biserică, pentru nevoile care sunt. Dumnezeu să asculte și să primească această jertfă la tronul Său de îndurare. Marți seara rugăciune de la ora 8 la ora 10, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce pot veni. Să fiți prezenți, să fim prezenți în casa Domnului ori de câte ori e posibil. Joi seara, studiu biblic, se spunea și de dimineață, e o pierdere mare să nu fii la studiu biblic. Primul mare semn că Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, că Domnul ți-a schimbat viața, că a intrat Duhul lui Dumnezeu în tine, atunci se produce ceva, te răscolește o dorință fierbinte să cauți cuvântul lui Dumnezeu, să intri într-un studiu profund, să
citesc Scriptura acasă, să vii cu ea în mână aici și ori de câte ori o deschizi și tu și să te saturi, să te adâncești cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e primul semn că Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt. Așa? Cei 40 cu ceilalți toți cât sunt aici să facem dovada că îl căutăm pe Domnul. Apoi tinerii vor pleca în camp din 28, am înțeles, până în 2 august. De aceea, părinții care sunt interesați pentru Open Heaven Camp să vină pentru informații joi, vineri seara de la 9 și un sfert. Vineri seara să vină pentru informații aici ca să fie totul pregătit și gata pentru plecare și Dumnezeu să-i păzească pe tinerii care vor merge, să fie cu ei în această lucrare, în campul acesta, Open Heaven, să deschidă Domnul cerul și inima lor și ființa lor să fie atinsă. Salutăm oaspeții, pe toți cei care sunteți cu noi, în mod deosebit, aici în față este fratele Mihai Cadar, Domnul să-l binecuvinteze, el va sluji și din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i dea un cuvânt pentru ca să răspundă acest cuvânt nevoilor noastre și noi să-i mulțumim Domnului care ne va vorbi în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare și împreună cu grupul să lăudăm pe Domnul, timp în care ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, frații să vină în față și din puținul nostru să zicem, Doamne, doresc să fie și partea mea o binecuvântare, binecuvintează, Doamne, bănuțul meu, dolarul meu pe care îl dau, Doamne, și înmulțește-l, Doamne, pentru nevoile casei Domnului. Și dacă vrei ca Domnul să dea binecuvântare în viața ta, dăruiește cu inima largă și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta și lucrarea Domnului va continua și numele Lui să fie slăvit. Amin. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanat, la umbra celui atotputernic, face din el loc de scăpare, căci Domnul Sfânt e Dumnezeul meu în care mă-ncred. E Dumnezeul meu în care mă-ncred. O, mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta ne vor cădea. Groaza din noaptea cea grea, nici de săgeata ce zboară ziua, deci ui marea, nici de întuneric să nu te tem, căci Domnul-ți va păzi.
celui rău, doar harul Său te va salva. Amin. Ocupă-n locul liber. O mie să cadă la dreapta ta și 10.000, total cât face? 11.000, dar de tine nu se va apropia nimic, mărirea lui Dumnezeu. Dragii mei, vedem noi ce mare bunătate are Dumnezeu pentru unul creștin întors la Dumnezeu, crezând în Dumnezeu, care crede în Dumnezeu, care urmează pe Iisus Hristos. N-are importanță, că normal, în mod normal, nu Dumnezeu îi face să fie nimiciți aceia 11.000. Nelegiuirea lor îi trântește la pământ, neascultarea lor, nesupunerea lor. Dragii mei, haideți să fim ascultători de Dumnezeu. Fiind ascultători de Dumnezeu, vom intra sub protecția lui Dumnezeu. Amin. Dorim ca în continuare Domnul să binecuvinteze, pardon, scuzați-mă, fanfara care să pregătească din nou o cântare. Acum surorile Roman vor intra pe linie. Problema este că ne-am gândit ca să mai dăm loc la surorile Roman să mai cânte o cântare. Dar am mai primit și un bilet. Acum este problema. Eu zic așa atunci, biletul e o cântare care cere frații și încă o cântare cere biserica. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și avem în mijlocul nostru un frate, va fi total două cântări. Și avem în mijlocul nostru un frate cu care am rămas în sentimente apropiate, și-l cheamă Marius But. E un om al lui Dumnezeu, de care se folosește Dumnezeu și Dumnezeu îl folosește prin cântare. Îl vom asculta și pe el să ne cânte o cântare, într-adevăr. Permiteți-mi, vă rog, și scuzați-mă pentru aceste două minute sau un minut propriu-zis. Ne-am găsit foarte bine cu părinții lui și în acela foarte bine au rămas asociați și copiii Marius și toți ceilalți din familia But. Ca pentru noi stimați, pentru noi respectați, ca oameni care se tem de Dumnezeu și ca oameni care lucrează pentru Dumnezeu. Dorim ca după surorile Roman care vor cânta, fratele Marius cu altă cântare, după care corul, Domnul să-i binecuvinteze, să cânte o cântare. După aceste toate punctele, vrem să ascultăm și cuvântul Domnului. Dragii mei, într-adevăr, inima ne rămâne poate sensibilă pentru cântări. Dar haideți să facem ca inima să ne fie sensibilă și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Căci nimic nu ne zidește, zidește cântarea, dar și are locul ei. Își are zidirea ei, își are locul ei. Cuvântul lui Dumnezeu iar și are temeliile lui. Mărirea lui Dumnezeu. Și așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este temelia, este cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să pună o altă temelie, mărirea Domnului, decât cuvântul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Domnul să ne ajute la... Ascultăm aceste puncte, Domnul să ne binecuvânteze.
Lumină fă-mă necurmat în lumea aceasta întinsă. Iisus o pot păstra curat și pururea răstinsă. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, și în toate fie voia ta. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, și în toate fie voia ta. Pâine pentru înfometați și apă limpezită, și alin plăcut în suferință, cum viața mea trăită. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu-i spun da la ce spui nu, să nu-i spun nu la ce spui da, și-n toate fie voia ta. Și-n toate fie voia ta. Cărare pentru rătăciți, liman spre odihnire, și pace pentru cei răniți, o fă-mă prin iubire. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu-i spun da la ce spui nu, să nu-i spun nu la ce spui da, și-n toate fie voia ta. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu-i spun da la ce spui nu, să nu-i spun nu la ce spui da, și-n toate fie voia ta. Voia ta. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu-i spun da la ce spui nu, să nu-i spun nu la ce spui da, și-n toate fie voia ta. Să fiu cum mă dorești, Iisus, o flacără din tine, pe unde alerg să fiu supus, o cale. Și-n toate fie voia ta. Iisuse, fă-mă cum vrei tu, să nu-i spun da la ce spui nu, să nu-i spun nu la ce spui da, și-n toate fie voia ta. Amin. Lângă
Deschidem Cartea Sfântă la epistola pe care la acea vreme Apostolul Pavel o scria efesenilor și să citim din Cartea Sfântă de la capitolul 2, Cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Pentru cei mai puțin familiarizați cu Scriptura, dăm și pagina 1145, în Cornilescu. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în bunătate, în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să-și arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup, de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei,
ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul pulunghiului, fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Un episod din viața lui îl surprinde pe împăratul David, înainte de a fi împărat, când căuta să facă tot binele pentru Saul și mereu și mereu mergea și cânta ca să fie eliberat stăpânul și primea înapoi sulițe. Trebuia să fugă ca un câine. În timp ce punea toată inima să fie un slujitor bun. Nu știu dacă se poate ceva mai greu. Să faci bine, să te aștepți să fii răsplătit cu bine, să pui toată energia ta, tot ce a pus Dumnezeu în tine, în slujba pe care o faci și să primești înapoi sulițe. Nu-i ușor. Într-una din nopți, când fugea de Saul, de stăpânul lui, a întrebat în popor, cine vine cu mine? Vreau să mă duc în tabără, la Saul. Abishai, fiul Țeruiei, a zis, eu voi merge cu tine. Acum vreau să vă amintesc. Saul era cu corturile în pustia Zif, acolo pe dealul Halkia. Și întotdeauna Saul își așeza cortul și în jurul lui, primele corturi erau corturile celor mai viteji oameni din Israel. Garda lui de corp erau imediat păzitorii lui și apoi lângă el tot Israelul. David împreună cu Abishai în timpul nopții a trebuit să coboare, să treacă printre toate corturile până în mijlocul taberei, să treacă până și de garda personală a lui Saul ca să ia sulița și ulciorul. Acum vreau să vă amintiți, Saul era acolo ca să-l omoare pe David. Era în timpul nopții și toată tabăra dormea. Tiptil, tiptil, David și Abishai s-au strecurat până la cortul din mijloc al lui Saul, ca să smulgă sulița din pământ și să ia ulciorul lui Saul. Acum vreau să vă imaginați că orice mișcare greșită care l-ar fi putut trezi pe Ioab ar fi putut fi fatală pentru David. Mai mult decât atât, Abishai îi șoptește în timpul nopții suficient de încet ca să nu deranjeze pe nimeni. David, ăsta e momentul în care Dumnezeu îți face dreptate. Poate o și strigat, aleluia lui Dumnezeu! Ăsta e momentul victoriei! Acum, cu inima bătându-i așa puternic, mai să-i sară din piept, pentru că era în mare pericol. Cu grija să nu-i trezească pe nimeni de acolo. Cu presiunea ce venea din partea lui Abishai, care era credincios lui David. Cu conștiința că era deja uns de Dumnezeu și Dumnezeu îl însoțea și dăruia biruință în ori încotro se ducea. Saul deja făcea numai prostii. Cu toate astea a reușit în acele momente David să facă liniște în lăuntrul lui și să zică Abishai, nu. Să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul lui. Dacă Dumnezeu a rânduit să-l pună acolo împărat, e treaba lui să-l dea jos. Eu nu voi pune mâna cât timp Dumnezeu nu pune mâna. Te îngenunchează câteodată un astfel de exemplu din Scriptură. Și te uiți la David ca la un om care și-a cunoscut identitatea.
a știut cine e El și cine e Dumnezeu. A știut că, de fapt, El, dacă îi cineva sau îi ceva, și-a mintit că, de fapt, de la oi, cioban a fost când l-a luat Dumnezeu și a zis, vreau să te fac împărat în Israel, vină cu mine. Și știa David bine că dacă este acum ceva sau dacă este pe drumul acesta al ascensiunii ca să ajungă să poarte coroana Israelului, asta nu-i datorită a lui și a înțelepciunii și a pregătirii și a facultăților pe care le-a făcut. Că doar cioban a fost. Știa că dacă e acolo, e datorită lui Dumnezeu. Știa cine e el și știa cine e Dumnezeu. Și în raportul acesta, el își cunoștea identitatea. Un alt exemplu din Ioan, capitolul 13, Biblia spune că în momentul în care se apropia momentele cele mai grele din viața Mântuitorului, urmea să meargă la moarte, să fie omorât Domnul. Zice că acolo la cină, când era oricum ultimele momente, zicea, ca unul care știa că de la Dumnezeu venise și că la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la masă, s-a încins cu un ștergar, a luat ligheanul și a început să spele picioarele ucenicilor. Cu alte cuvinte, în momentul ăla de părtășie strânsă, că doar erau ultimele momente cu ucenicii, în formația respectivă nu s-ar mai întâlni niciodată. Era prezent și Iuda acolo și știa despre el că imediat urmează să-l vândă. Dar spune și surprinde Ioan atât de frumos, ca unul care știa că de la Dumnezeu venise și că la Dumnezeu urmează să plece. S-a dezbrăcat de haina lui, a luat ștergarul, s-a încins și a spălat picioarele ucenicilor. Pentru că Domnul își cunoștea identitatea. A zis Domnul în sine, dacă tot urmează să mă duc, mai sunt clipe, zile de trăit aici, pe pământul ăsta. Și dacă știu că-s pe placul Tatălui care m-a trimis, atunci merită să mă smeresc și să le spăl picioarele. Chiar și lui Iuda. Frați și surori, stau și mă gândesc că dacă noi ne-am cunoaște identitatea, identitatea pe care o avem în Hristos, viața noastră s-ar schimba. Foarte posibil am face ca și Apostolul Pavel când își aștepta în Atena colaboratorii. Zice Biblia că efectiv îl aștepta pe Timotei să vină în Atena. Și în timp ce aștepta, putea să zică, am luat bătaie, a fost grea misiunea, am fost între frați mincinoși, am răbdat foame, sete, de toate am pățit. Acum suntem în capitala Atena, leagănul civilizației, al culturii. Ce ar fi să-mi iau și eu 2 zile de concediu? Acum nu zburau avioanele să vină Timotei repede. Trebuie să aștepte până a venit. Dar zice Biblia că în timp ce l-aștepta pe Timotei, s-a dus, i se întărâta Duhul la vederea cetății acesteia pline de demoni. Și în timp ce se uita la una la alta, intra în vorbă cu oamenii prin piețe și căuta să-i aducă pe calea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în timp ce aștepta să vină colaboratorii, a zis, domnule, nici o secundă nu-i de precupețit, nu-i de pierdut. Poate mai salvez un suflet. Poate mai scap o familie, poate mai aduc speranță cuiva. Îmi cunosc identitatea, știu că timpul pe pământul ăsta e scurt. Frați și surori, stau și mă gândesc că sau dați-mi voie să încep cu o ilustrație, poate ne ajută mai mult. Dacă ați avea fiecare dintre dumneavoastră stabilit o întâlnire cu partenerul de viață. Unul merge dintr-o direcție, altul dintr-alta și a stabilit un loc unde să serviți cina împreună, un restaurant. Să zicem la ora 9 seara.
Și mergi, ajungi primul, te așezi acolo la masă. Când vine să te întrebe dacă vrei să comanzi ceva, nu, că trebuie să-mi sosească acum partenerul. Și te uiți la ceas și îți dai seama că timpul trece. Și trec 10 minute și 20 și o jumătate de oră, trec 3 sferturi de oră și nu mai vine partenerul. Întrebarea mea e, ce se întâmplă în interiorul dumitale sau al tău atunci? Începi și te gândești, o fi pățit ceva și începi să fii neliniștit. Sau te gândești, o fi avut vreun accident, nu m-a telefonat, nu mi-a zis nimic. Și te îngrijorezi. Poți să te gândești, poate vrea să-mi fac o surpriză, să vadă cum reacționez. Și încep să fii melancolic sau meditativ. Poate te gândești, mai puțin probabil, a stat peste orele de servici ca să vină și să-mi plătească consumația. Poate te gândești, a stat mai mult la servici ca să-și impresioneze șeful și poți să devii gelos. Și atâtea lucruri pot să treacă prin mintea ta. Întrebarea mea este, ce anume pune în evidență, care sunt gândurile care ne vin în astfel de momente? Pentru că dacă ne întoarcem la Scriptură, frați și surori, dacă ne uităm în Scriptură, în Biblie, și citim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, atunci ar trebui să avem o atitudine de genul acesta. Doamne, eu nu știu ce se întâmplă cu el sau cu ea, dar pentru că eu am plecat pe drumul către cer și mai am un pic până ajung, dacă se întâmplă ceva rău, mă va durea, dar vreau să accept să se facă voia ta. Știind că voia ta este cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla, mă închin în fața ta și accept orice ca venind din partea ta. Mă gândesc la Iov, la Iov chiar s-a întâmplat o nenorocire și nu una mică. Dintr-o dată a pierdut 10 copii și a pierdut poate milioane și miliarde, toată avuția lui. Când a venit și au adus toate aceste vești, n-a zis Iov, a, eu sunt cel mai neprihănit, eu pot să trec fluierând peste toate astea. Nu, l-a durut pe Iov, l-a prins de haine și l-a rupt în bucăți, pentru că l-a durut. Dar în momentul ăla de durere, o să știi ceva, când am venit pe pământul acesta, în lumea aceasta, gol am venit și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Dumnezeu a dat și Dumnezeu a luat. Numele Lui să fie binecuvântat. Să ai tăria în orice fel de momente să-i dăruiești lui Dumnezeu închinarea, pentru că El este vrednic. Indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este suveran. Și dacă vă uitați în toată cartea Iov, când îl întreabă Dumnezeu, Iov se ceartă cumva cu Dumnezeu și îl întreabă, no, bun, hai că te întreb eu și tu îmi răspunzi. Ai fost acolo să vezi cum se face zăpada și ploaia? Ai fost să vezi când naște cerboaica? Ai văzut cum se naște, eu știu, fulgerul, tunetul? Știi tu toate astea? Pune, vreau să-mi răspunzi. Și dacă luăm așa în ansamblu toată învățătura din cartea Iov, răzbate un adevăr fundamental de acolo. Zice Iov, dacă Dumnezeu e suveran și e în stare să guverneze tot universul și nimic nu se întâmplă fără voia Lui și pe toate reușește să le țină în control, cu atât mai mult viața mea, chiar dacă trec prin nenorocirea asta, de a pierde totul. Și acum Dumnezeu merită închinarea. Frați și surori, spun lucrurile acestea pentru că dacă nu ne cunoaștem bine identitatea pe care o avem în Hristos, suntem în pericolul de a face atâtea prostii.
atâtea prostii. Dacă l-ar fi ucis atunci, să fi zis Abishai, lasă-mă că eu-l omor. David numai atâta să fi făcut din cap. Ar mai fi zis Domnul, ăsta e om după inima mea. Ăsta așa rabdă ca și mine, pe păcătoși. Dacă Domnul ar fi zis, știi ceva, am venit, m-am smerit, am lăsat slava, am lăsat cerul, am lăsat toată gloria, toți îmi aruncau cununile în față și primeam toată închinarea în cer. Am lăsat să vin la ăștia și când am venit la ai mei nu m-au primit. Ba mai mult de atât, toți ucenicii urmează să mă vândă, să plece, să fugă. Înainte de cruce să fi zis, Doamne, gata, până aici. Ce e prea mult, e prea mult. Și să fi zis, nu mai mă gândesc la identitatea mea, nu mă mai gândesc la menirea mea, nu mai gândesc la ceea ce e scopul vieții mele aici, mă duc, am renunțat. Am fi fost pierduți pentru totdeauna. Și noi am face atâtea prostii și facem dacă nu cunoaștem bine cine suntem în Hristos. Și că de fapt viața noastră pe pământul acesta este un pelerinaj spre viața de dincolo. De fapt, lumea aceasta, frați și surori, eu aseamăn cu o casă. O casă mare. O casă mare fără geamuri și fără uși. Acolo, în casa asta mare, care nu are nicio fereastră și nu are nicio ușă, se naște toată lumea. Și toți merg până la marginea mării, până pun mâna pe zidul casei. Când ajung la țărmul, la capătul pământului, acolo e zidul casei. Și se gândesc poate de acolo, mă, dincolo de zidul ăsta, care înseamnă lumea aceasta, o mai fi oare ceva? Și se uită, ridică din umeri, totu-i beznă, totu-i întunecime. Ce-o fi dincolo de casa aceasta, de lumea aceasta? Dar zice Biblia că undeva, în cursul vremurilor lui Dumnezeu, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Din lumea Lui, Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră. Și într-unul din zidurile casei a tăiat Domnul o fereastră, care prin crucea Lui și prin lucrarea Lui a dat formă de cruce. Și dintr-o dată în bezna casei din lumea aceasta a răsărit lumina veșniciei lui Dumnezeu. Și oamenii și-au dat seama că dincolo de lumea aceasta există o altă lume. Și Hristos a venit dintr-o altă lume să ne spună că există ceva dincolo de lumea aceasta. În timp ce venim în lumea aceasta, frați și surori, am citit în pasajul nostru că de fapt noi toți ne naștem în întunecimea din lumea aceasta. Toți suntem în întuneric. Și vine apostolul Pavel ca unul care a ajuns acolo lângă fereastră și s-a uitat și a văzut ceva așa în ceață. Dincolo de lumea aceasta, Dumnezeu l-a înzestrat într-un mod deosebit, i-a dat revelații deosebite și a spus, Pavele, du-te și spune lumii despre mine, despre lucrarea asta. Și vine Pavel și spune bisericii din Efes, voi toți, vorbește de bisericii, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după gândurile și așa mai departe. Ai senzația că se și contrazice cumva cuvântul. Zice, voi erați morți odată în greșelile voastre, după aceea în care trăiați. Acum, erați morți, trăiați. Zice Biblia, în mod spiritual, erați morți. Erați ca într-un cimitir spiritual al lumii acesteia. Chiar dacă umblați, chiar dacă făceați planuri, chiar dacă munceați, chiar dacă făceați atâtea lucruri. Ei, în primul rând, primul lucru, primul aspect pe care vreau să-l subliniez din pasajul acesta
este că identitatea aceasta creștină înseamnă viață spirituală, înseamnă viață veșnică, înseamnă ceva care se ridică dincolo de condiția noastră măruntă, de trecători, de efemeri, de oameni care trec prin lumea aceasta. Și vorba lui Eminescu, facem pe pământul nostru mușuroaie de furnici și ne și credem extraordinari, importanți, dar de fapt așa cum trec furnicile, ne ducem și noi. Vreau să trec repede, nici nu știu ce e mai important de aici. În primul rând, zice aici apostolul, erați morți în greșelile voastre, în păcatele voastre, trăiați după mersul lumii acestuia. De fapt, tot ce vă ghida din exterior, ghizii aceștia spirituali cu care se laudă atâția pe la televizoare, în vremea aceasta erau mersul lumii acestea, Domnul puterii văzduhului, Duhul care lucrează în fiii neascultării. Asta venea din exterior, lucrul care vă conducea. După aceea, elemente care ne conducea pe noi din interior, trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voile firii noastre pământești, ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei. Sunt oameni care, cercetători ai Scripturii, care zic, de fapt noi, nici măcar nu eram copii ai lui Dumnezeu, ci copii ai mâniei lui Dumnezeu. Asta zice aici, eram din fire copii ai mâniei. Acum, sigur, pasajul nostru nu suportă o astfel de interpretare, dar în lumina întregului Scripturii, a întregului Nou Testament, tot ceea ce spune aici, împreună cu Romani 1, 2 și 3, spune clar cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce merită de drept omul care trăiește în afara lui Dumnezeu, despărțit de viața lui Dumnezeu, în neascultare, tot ce merită este numai și numai mânia lui Dumnezeu. Stai și te uiți și zici, bă, atâta lipsă de speranță. Erai mort, te conduceau toate lucrurile astea malefice, tot ce-i rău în lumea aceasta, în universul acesta, în propria natură umană. Dar marea speranță e în versetul 4, zice, cuvântul lui Dumnezeu prin apostol. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și noi suntem foarte obișnuiți cu astfel de pasaje și sunt atât de uzate câteodată că zicem, a, suntem mântuiți, Domnul a murit, a înviat, s-a înălțat la cer, ce bine, slavă Domnului! Dar când treci dincolo de cuvintele acestea pe care noi le luăm așa cu ușurință de cele mai multe ori, găsești în spatele lor un tată care a trebuit să-și zdrobească fiul cu propria mână ca să salveze omenirea. Aici începe marea speranță care, adusă fiind nouă omenirii, bisericii, în mod special, tuturor celor ce ascultă și răspund chemării. Asta înseamnă har, înseamnă darul nemeritat, neprețuit al lui Dumnezeu, pe care nici măcar nu-l putem descrie în cuvinte. Dumnezeu ne-a adus împreună cu Hristos la viață. Și atunci identitatea noastră se schimbă, frați și surori. Oameni buni care treceți, care sunteți călători prin lumea aceasta. Nu mai sunteți studentul la medicină, sau domnul doctor, sau domnul arhitect, sau mai știu eu ce, ci ești copilul salvat și adus la viață din moarte de însuși Fiul lui Dumnezeu, plătit cu preț de Dumnezeu. Cineva explica odată de ce anume e așa de prețios sângele lui Hristos. Și zicea așa, dacă o femeie trăiește în același timp cu mai mulți bărbați, și la un moment dat se întâmplă să rămână însărcinată. Cu proba ADN poți să identifici exact al cui este copilul, a căruia dintre bărbați. Ei, când este vorba de Domnul Iisus, când s-a născut Domnul din Fecioară prin Duhul Sfânt, ADN-ul Domnului Iisus este ADN-ul dumnezeirii. Și atunci sângele lui Hristos
este sângele din Dumnezeu. Și de aia e prețios. Mă opresc foarte scurt la locul faptelor în mântuire. Dacă am fost mântuiți, dacă ne-am fost aduși la viață spirituală, spune Biblia aici, prin har ați fost mântuiți, aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Că noi înșine suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Câteodată suntem tentați chiar și ca lucrători. Dacă Dumnezeu ne dă, ne face parte de momente de har, în care lucrarea să crească, să ia avânt, poate ca și aici, Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt, lucrarea să înflorească, să meargă înainte, să se facă progrese, câteodată suntem așa de tentați ca oameni să ne credem grozavi. Bă, ai văzut strategia mea? Am știut eu ce trebuie făcut. Biblia spune aici, nu-i nimic prin fapte, nici prin strategii, ca nu cumva să se poată lăuda cineva. Și de fapt, toate faptele bune Dumnezeu le-a pregătit și îți art opera Lui și le-a pregătit și le-a pus înaintea pașilor a noastră, a fiecăruia. Umblați în ele. Faptele nu obțin mântuirea, ci o urmează, o demonstrează. Credința fără fapte e moartă. Dar îmi place așa de mult, nu zice Pavel, Domnul a pus faptele înaintea noastră să vă chinuiți să umblați în ele. Mai fac încă o faptă bună. Hai că mai dau și acolo. Nu. Felul în care prezint aici lucrurile, zice, Domnule, asta trebuie să iasă din voi. O lejeritate când umbli, nu târâi picioarele, umbli. Ca o normalitate, ca o lejeritate, asta e lucrarea lui Dumnezeu în tine. Și atunci umbli prin fapte. Până la urmă, roadele și binecuvântarea este tot pentru Dumnezeu. Roada Duhului, spune Biblia, este dragoste, bucuria, pace și toate celelalte. Te uiți la câte un om că e plin de bucurie, e plin de dragoste, numai roade bune. Nu sunt ale Lui. Sunt ale Duhului care lucrează în El. În firea noastră pământească nu există nimic bun. La un moment dat, un misionar, obosit de pe câmpul de misiune, s-a dus să se odihnească undeva, a ajuns la un hotel și chiar acolo, în preajma intrării de la hotel, a văzut un bețiv căzut jos, murdar, nu vi-l descriu, vă imaginați, mor de beat. Și stătea și se bâhnea în sine însuși și îl întreba pe Domnul, Doamne, e așa de disgustător omul ăsta, oare chiar așa a trebuit să fiu primit acum când mă întorc de pe câmpul de misiune? Și Domnul i-a vorbit și a zis, știi ceva, singura diferență între tine și El sunt eu. Pentru că orice lucrare bună are loc în viețile noastre, nu e a noastră, ci a Lui. Identitatea creștină înseamnă viață din Dumnezeu și asta trebuie să se vadă. În trăirea mea, în purtarea mea, în gesturile mele, în acțiunile mele, chiar în slujirea mea. Nu-i nimica din mine, totu-i din El, prin El și pentru El. Asta trebuie să se vadă și în biserică, și în familie, și acasă, și pe stradă, în societate, oriunde. Al doilea lucru, foarte scurt, identitatea noastră spirituală în Hristos înseamnă familie spirituală. Ne aflăm aici în contextul iudeo-creștin în care biserica fuziona. Erau evrei care se întorceau la Domnul și erau neamurile în mod special. Creștinismul s-a născut din iudaism, ca o latură a iudaismului. Acum ce se întâmpla? Erau în biserici, veneau oamenii, erau evrei care s-au întors la Domnul, care l-au primit pe Hristos, dar se întorceau oamenii dintre neamuri și veneau și ei în aceeași biserică. Și se uitau evreii la ei peste umăr, păi cum adică ăsta care ieri l-am văzut în birt,
în șanț poate, ăsta care a trăit în viața lui toată murdăria care există aici, să stea în aceeași biserică cu mine? Să se împărtășească din același pahar cu mine, din aceeași pâine cu mine? Nu-i corect. Trebuie prima dată să devină bun creștin și așa mai departe. Și atunci iudeii îi judecau pe ei, pe neamuri, și neamurile îi disprețuiau pe ăștia. Mai ales Efesul găzduia o biserică preponderent formată dintre neamuri. Și atunci zice aici, în trecut erați, Pavel, fără Hristos, fără nădejde în Israel, fără Dumnezeu în lume. Mai mult, Israel era națiunea aleasă de Dumnezeu, catalogați ca neamuri din naștere, netăiați împrejur, marginalizați, necurați, fără cetățenie în Israel, străini de legăminte, o singurătate agonizantă, că te apucă disperarea parcă. Și zice apostolul Pavel în versetul 13, dar acum, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. El este pacea noastră care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el un singur om nou, făcând astfel pace. Ăștia erau vrăjmași și ei alalți se uitau așa, peste umăr, unii la alții. Și au zis, Domnul, nu, acum aveți o identitate nouă, voi sunteți o familie. Întotdeauna în cadrul familiei dispar favoritismele, pace pentru cei de departe, pentru neamuri, pace pentru cei de aproape, pentru evrei, și închinarea pentru altele grupări, o închinare nouă prin Duhul. Aici aș vrea să mai subliniez câteva lucruri. Frați și surori, când vorbea Domnul lui Petru la final, după înviere, zice, auzi, Petre, mă iubești pe mine? Da. Paște mielușeii mei. Petre, chiar mă iubești? Da, paște oițele. Mă iubești, Petre? Paște oile. E foarte interesant că Domnul zice acolo, în primul rând, Petre, ai grijă de mielușei. După aceea de oițe și după aia de oi. Cu alte cuvinte, în familia asta nouă în care ai fost adus, pentru că ai o identitate nouă, trebuie să ai viziune cu privire la viitor. Sunteți o familie. Grijiți și investiți în copiii care se nasc. Creșteți-i, formați-i. Investiți, ridicați noi lucrători. Lucrarea lui Dumnezeu s-ar putea să depășească generația noastră. Cine va fi păstorii, vor fi păstorii de mâine? Cine vor fi evangheliștii? Care sunt viitorii proroci în biserică? Sigur, sunt darurile lui Dumnezeu, dar Dumnezeu așteaptă de la noi, de multe ori, să formăm, să ucenicizăm. Totdeauna, de fapt, asta e menirea, e trimiterea, marea trimitere. Faceți ucenici! Și asta trebuie să fie la nivelul familiei, în orice domeniu și în orice aspect. Și Domnul să ne ajute la asta. În al treilea și ultimul rând, identitatea creștină înseamnă o trăire nouă. O viață spirituală, viață din Dumnezeu, o familie spirituală trebuie să conducă la o viață și la o conduită nouă de fiecare zi, la fel ca cetățenia. Am citit aici, nu mai sunteți străini, nici oaspeți, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Acum, cetățenia presupune și drepturi și obligații. Este o cetățenie a sfințeniei. La fel și aici, ca și sfânt, ca și cetățean al sfințeniei, ai mari binecuvântări din partea lui Dumnezeu, dar de asemenea ai și mari îndatoriri, pentru că onoarea obligă. Și mai mult decât atât, îmi place mult, zice, nu numai sunteți cetățeni cu sfinții, ci sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să știți că întotdeauna Dumnezeu e cu ochii pe voi. Întotdeauna sunteți sub privirile lui Dumnezeu. Și atunci, ca și om care slujești, care trăiești, care ești în biserică, sub privirile lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă cum faci tot ce faci. De la închinarea personală, de la închinarea publică,
de la gesturi, de la atitudini, de la gândire, de la felul în care ai concepțiile tale despre lume, despre oameni, despre viață, felul în care te relaționezi cu lucrătorii din biserică, cu frații, cu colegii, cu slujitorii, cu fratele care stă lângă tine pe bancă. Este o dimensiune nouă. O viață spirituală, o familie spirituală și acum nevoia de o conduită nouă. Încă un lucru și apoi închei. Sunteți zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Nevoia de a fi neclintit. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Întotdeauna El trebuie să traseze direcția. Să stai pe temelia asta și să te uiți întotdeauna, nu după ăsta care predică, nu după diacon, nu după prezbiter, nu după păstor, că și ei s-ar putea să aibă greșeli, că sunt oameni. Și Dumnezeu a zis, încredințează la oameni. Dar întotdeauna, când stai pe zid ca piatră vie, întotdeauna piatra după care să te aliniezi, piatra din capul unghiului este Iisus Hristos. Mă rog Domnului să ne ajute să fim aliniați după această piatră, să fim zidiți, adică să nu ne clatine orice vânt, cu o piatră care e așezată acolo cu mortar, aia nu se mai mișcă. E pusă pe temelia prorocilor și apostolilor. Tot ceea ce este scris în Scriptură, aia trebuie să fie temelia noastră. Și apoi, în dimensiunea asta, o închinare nouă prin Duhul pentru toți. Și mă rog Domnului să ne ajute în felul acesta. Gândind așa viața, înțelegând care ne este identitatea, ar trebui asta să se vadă și lumea să-și dorească să fie ca noi. Mergeți cumva spre cer, da, se vede, venim și noi. Mă rog Domnului să ne ajute pe toți. Amin. Slăviți să fie Domnul! Iată, este ora 8 și va trebui să încheiem în câteva minute. Aș vrea să rămânem în mintea noastră, cu gândurile care au fost prezentate, cu ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit prin robul Lui, prin cuvântul Său, cuvântul care a fost din Epistola către Efeseni. În Efes s-a format prima biserică, unde Pavel a investit mult, s-a dăruit pe sine pentru biserica de acolo. Și n-a trecut multă vreme unde el dădea multe sfaturi și vrea ca lucrurile să fie pe o temelie bună, n-a trecut multă vreme și iată, observăm în Apocalipsa că Domnul Iisus vorbește primei biserici care era Efes. Deja apăruse probleme. Asta ne spune nouă că noi trebuie să veghem permanent, zi și noapte, să veghem în lucrarea lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Efes spune, scrie-i, iată ce zice cel ce ține cheile, cel ce ține șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Iată, numai lucruri frumoase despre Efes. Numai lucruri frumoase despre Efes. N-ați vrea să poată Domnul declara despre noi în lucrarea de mijlocire înaintea Tatălui că și la Filadelfia se întâmplă astfel de lucruri? Ba da! Dar iată, mergând mai jos, cuvântul Domnului spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Spunea fratele și cuvântul Domnului, de fapt, spune aici că noi suntem zidiți. Noi suntem zidiți pe această temelie. Și dacă suntem zidiți pe această temelie, m-am gândit că nu este altceva decât un șantier în care noi lucrăm. Și noi suntem zidiți ca să formăm un templu. Și fiecare dintre noi ar trebui să ne lipim prin liantul acesta despre care se vorbea și dimineață și care este dragoste. Altfel nu ne prindem unul de altul.
rămânem tot despărțiți. Rămânem tot nepotriviți în zidul templului sfânt. Și Dumnezeu ne vrea să stăm împreună. Să nu ne mai scoatem ochii unul altul, ci să fim cu adevărat buni pentru lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă. Și voi, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos, în El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu bun. Dacă noi nu ne lipim împreună, zidul nu poate să crească și Domnul nu poate să își facă lucrarea cu noi. Domnul să ne ajute să înțelegem că lucrarea e a Lui. Și eu nu pot veni cu pretențiile mele, indiferent de unde aș veni, de la Iași, de la București, de la Cluj, de la Oradea, de la Timișoara, de la Brașov, din alte părți. Nu, lucrarea este a Domnului. Eu nu pot veni cu, noi nu putem veni cu pretențiile noastre. Domnul știe, Domnul face rânduiala, aici este proiectul pentru lucrare. Și noi, oriunde unde am fi, trebuie să ne supunem voiei lui Dumnezeu. Facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Doamne, ajută-mă cu această rugăciune, cu această gândire să plec în fiecare zi de acasă și să zic, Doamne, deschide-mi ochii să văd pe cel nenorocit, să văd pe cel însetat, să văd pe cel nemântuit, să văd pe cel în nevoie, Doamne, să fiu bun pentru lucrarea Ta, Doamne, să mă poți folosi pentru nevoile care sunt, să câștig suflete la mântuire, pentru că mai este puțin și cel ce vine va veni. Biserica din Efes a fost atenționată că urma o judecată și noi, Biserica Filadelfia, suntem atenționați că urmează judecata care va veni Hristos Domnul să judece pe fiecare dintre noi pentru faptele noastre pe care le-am făcut, fapte bune sau fapte rele. Domnul să ne ajute să ne pocăim și în dragoste să ne iubim unii pe alții ca să-L iubim pe Domnul din toată inima. Încheiem cu aceste cuvinte, ridicați în picioare. Aș vrea să mulțumesc surorilor din Timișoara, surorile, așa zise în ghilimele roman, ele sunt surorile, de fapt, surorile Crăinician, nu? Dacă bine mi-amintesc, am și privit aici un bilet și mulțumesc celor care ne-au corectat. Sigur că noi suntem bătrâni și uităm repede. Dar aș vrea să m-am uitat la surorile și m-am gândit cum Dumnezeu ne-a creat. Vedeți, surori gemene seamănă împreună și totuși sunt diferite. M-am uitat în biserică, așa bine semănăm, toți suntem frumoși și totuși suntem toți diferiți. De-aia parcă uneori nu ne place de celălalt de lângă noi. Și totuși, toți avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat 7 miliarde pe pământ și toți diferă unul de altul, ADN-urile fiecăruia diferă, amprentele diferă, atâtea lucruri diferă, diferim unul de celălalt, dar înaintea lui Dumnezeu toți avem valoare, slăvit să-i fie numele, maestru este la lucru și El e printre noi și ne modelează, fie-i slăvit numele Lui, ca să fim în ziua aceea mare și glorioasă, după voia Lui, după planul Lui, și să poată spune, vino, slugă bună și credincioasă, veniți cei de la Filadelfia, intrați în bucuria Stăpânului. Amin. Pentru aceasta suntem datori să ne închinăm cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, cu mulțumire să plecăm acasă, să spunem celor dragi despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Plecăm capetele cu toții, ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, pentru cuvântul Tău, pentru prezența Ta, pentru iubirea Ta, pentru dragostea Ta din Golgota. Îți mulțumim, Doamne, pentru rănile Tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru sângele Tău care...